Remus Chipirliu a avut 4 pase decisive și 4 goluri în prima parte a campionatului, însă așteptările antrenorilor și suporterilor Stelei sunt mult mai mari. Atacantul care devenea golgheter în Liga a doua cu 31 de reușite cu Juventus în sezonul 2016-2017 a trecut peste ratarea penaltiului din cupă și eliminarea suferită cu FC Voluntari 2 și promite că adevărata sa valoare se va vedea în noul an. Nu ce este valoarea mea. Am ratat foarte multe ocazii, sunt și eu conștient de lucrul acesta. Am trecut, pot să spun așa, printr-o perioadă mai proastă în cariera mea. Îmi pare foarte rău de meciul cu Voluntari când am luat roșu și suporterilor îmi pare rău, fiindcă din prea multă dorință de a marca și de a ajuta echipa, am recurs la acel gest. E o presiune mult mai mare aici la Steaua față de alte echipe la care ai evoluat? Bineînțeles că este o presiune, fiindcă și știu la ce club am venit, știu de ce am ales acest club, are niște suporteri minunați. Vedea un alt Chipirliu din retur? Eu spun că da. Nu vreau să caut scuze că nu am mai jucat de mult timp, că am fost cu pandemia și cel la Buzău nu s-a jucat, fiindcă am stat că nu am intrat în play-off. Însă eu spun că voi fi altul și cu o pregătire bună. Sunt conștient că vom promova și am încredere mare în acest lucru. Un mesaj pentru suporteri de sărbători? Forța Steaua! Vă doresc un Crăciun fericit alături de cei dragi și un an nou mai bun ca cel care a trecut.